Ultimele zile au fost un dezastru pe Schiphol, cu zboruri pierdute și timp lungi de așteptare. Pasagerii sunt preveniți să vină cu mult timp înainte de îmbarcare, pentru că formalitățile decurg cu mare greutate. We zijn vroeg vertrokken, dus we denken dat van huis. Dus we denken dat we het toch op tijd zijn. Ja, dat wilden we wel, maar met twee kleine kinderen, dus dat was wat lastiger. S-a ajuns aici pentru că lipsesc operatorii de bagaje și agenții de pază. E un deficit de 500 de oameni. De-abia s-au găsit 100 care să fie înscriși la cursurile speciale de pregătire. În așteptare, criza se adâncește. Natuurlijk, als je het hele jaar gewerkt hebt en gespaard om een vakantie te doen en je moet dan 5 uur wachten en je vlucht gaat weg en ja. Criza de personal e o consecință a pandemiei. În perioadele de carantină s-au făcut concedieri masive pentru că nu mai zbura aproape nimeni. Acum numărul călătorilor a crescut brusc, iar ritmul reangajărilor nu face față, așa că punctele de control sunt tot mai aglomerate, zboruri întârziate sau anulate pentru că nu are cine să se ocupe de avioane, curse care pleacă fără bagajele pasagerilor pentru că nu a avut cine să le încarce, iar la cursele care aterizează, pasagerii stau ore în șir până le ajung bagajele.